Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la Radio Voce Evangheliei, emisiunea Lumii în peste veacuri, din nou împreună și cu domnul pastor Daniel Fodorean. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Ne-am propus și Dumnezeu ne-a ajutat să mai facem o emisiune vara aceasta, pentru că am vorbit în prima despre comunitatea creștină baptistă din Constanța, despre reînființarea ei și despre ceea ce și-a propus, viziunea de început, de câteva lucruri despre implementarea viziunii le-am discutat și am văzut cum Dumnezeu a binecuvântat o dorință sau o viziune fundamentată pe nevoi și realistă, cum spuneam atunci. Așa că, domnule pastor, vreau, vrem să continuăm intrând puțin mai în detaliu, să zic așa, în partea misionară, pentru că am înțeles că asta a fost viziunea dintr-un început o viziune misionară, dar până atunci vă rog să binecuvântați din nou prietenii noștri, ascultătorii noștri Doamne Tatăl nostru din ceruri mulțumim în această zi pentru că am fost binecuvântați de către tine ne-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să fie mântuitorul nostru ne-ai lăsat ca să avem uh, o familie numită Biserica ta care să ne ajute să creștem în credință și să trăim în ascultare de voia Ta. Te rugăm să binecuvintezi fiecare ascultător și al acestui program. Vrem să nu fie doar un mijloc de informare, ci vrem să ajuți ca prin discuția pe care o avem să putem să aducem și o provocare profundă pentru fiecare suflet de a te căuta pe tine. Mulțumim și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin, mulțumim. Dragi prieteni, citim, bineînțeles și din Cuvântul lui Dumnezeu, un pasaj care să ne servească ca și bază a discuțiilor noastre, vorbim despre biserică sau continuăm să vorbim despre biserică în general, despre biserica și comunitatea baptistă, în special de aici din Constanța, cum s-a reînființat, cum Dumnezeu a inspirat biserica și... Pe dumneavoastră, pe cei care au fost fondatori, la o viziune corectă, și cum această viziune, iată, a ajuns, spuneam în finalul emisiunii trecute, să tripleze uh, și clădirile, și uh, lucrătorii, și uh, misiunile, și așa mai departe. Mulțumim Domnului și sperăm că nu ne oprim aici, pentru că până la revenire, Domnul mai este de lucru. Vreau să citeți de data aceasta un pasaj, tot despre biserică și despre modul în care ea a înțeles să facă misiune sau a pus oameni deoparte pentru misiune. Este vorba de Faptele Apostolului, capitolul 13, de la versetul 1, citim. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Nigel, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Amin. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Recapitulăm pe scurt pentru cei care au văzut și emisiunea trecută. Începuturile, să zic, ale mișcării ale Mișcării. Mișcarea Baptiste este de 150 de ani în România și de la 1600 în, în lume. Dar despre reînceputul comunității de Constanța, câteva uh, lucruri, și apoi vom merge pe aspectul misionar uh, al viziunii. Așa cum uh, am spus data trecută, în uh, cadrul comunității noastre, în cadrul zonei acesteia, Bisericile baptiste din această zonă au decis să se organizeze, să se asocieze în comunitatea baptistă de Constanța în anul 1997. Dar premergător anului 1997, bisericile sigur că au făcut ceva, nu a fost totul nimic până atunci și a apărut comunitatea și în felul ăsta s-a rezolvat situația. Au existat eforturi misionare care au început să se structureze în viziunea mea spun așa, pentru că am trăit atunci, pot altcineva să aibă o altfel de abordare, undeva de prin 95, în forme mult mai uh, relaxate, să spun așa, decât instituționale, un fel de întâlniri de echipare, de plantare, de biserici, de uh, echipări pentru evangelizare care le-a făcut la centrul din Constanța da, și da, local da, da, și în fiecare biserică. biserică. Uh, dar asta a fost cumva o formă care ne-a împins să ne organizăm într o să dăm o anumită structură efortului nostru misionar și să l intensificăm. Și astfel că pe 10 uh, iulie uh, 1997 are loc adunarea generală de constituire a comunității baptiste de Constanța. În 23 iulie uh, 1997 Consiliul Uniunii aprobă înființarea comunității de Constanța. Bun, de fapt spuneam eu reînființarea pentru că cândva da. în istorie a mai fost uh, comunitatea baptistă de, de Constanța. Câte biserici să reamintim, și câți lucrători erau atunci la început? La început au fost șapte pastori, un prezbiter ordinat și au fost încă doi misionari atunci la înființarea comunității de Constanța. Asociate fiind atunci 10 biserici și 7 filiale. Da, 10 10 biserici și 7 filiale și puncte de misiune pentru că aici nu toate erau declarate înregistrate ca și filiale. Am în minte acum Valea Dacilor care apare aici. Ea, de fapt, avea o hârtie că este filială, dată de biserică, dar nu a respectat procedura de înființare ca și filială și atunci am trecut-o la, ca și punct de misiune. Spuneați dumneavoastră, data trecută, la emisiunea trecută, că ați găsit, venind de la institut, invitat aici să slujiți și apoi ales ca și pastor, ați găsit aici o, o atmosferă un cadru misionar, și asta va inspira la o viziune misionară și pentru comunitate. Da, sincer vorbind, eu nu am venit să fac misiune aici. <laughs> la început, când mi s-a propus să vin, am spus, voi veni la biserica la kilometru 4, biserica numărul 2, voi păstori biserica, nu, a, nu pot să păstorez mai multe biserici, este prea greu. Iar când era vorba de misiune, foarte greu. Dar, în momentul în care am acceptat, am venit cu această viziune personală, să spun așa. Ca uh, să deschidem mai multe biserici și să pregătim lucrători în zonă. Simplu, nu știam prea mult, nici cum să le fac foarte mult, n-am făcut cursuri prea multe speciale, speciale specializări pe problema asta, ci pur și simplu a spus asta e nevoie acolo, asta vom face. Bun. Și atunci, dacă vreți să reamintiți și pentru emisiunea noastră, care a fost viziunea de început? Și atunci, viziunea am formulat-o așa. Un pastor pentru fiecare biserică, un centru de misiune și echipare a misionarilor în fiecare biserică, o biserică în fiecare localitate unde locuiește un credincios baptist sau în localitățile învecinate. Deci a fost primul, a fost pastor, al doilea a fost pregătire, dacă da, ar fi să le pun da, pu, cu cu pu, P, și al treilea lucru plantarea de biserici, plantare de biserici care dintre ele a funcționat mai bine sau care a fost determinantă, dacă putem după 20 de ani așa. Personal eu cred că dacă nu ai oameni pregătiți, nu poți să faci nici plantarea de biserică și nu poți nici să preia rolul de pastor, de a conduce. Și atunci eu aș pun în centru și pentru faptul că cu asta mă ocup, pregătirea, formarea pregătirea nu atât de mult numai sub aspect formal. Când eu vorbesc aici de pregătire, noi am făcut o pregătire informală, nu un seminar, n-am avut o, adus o extensie a unei școli formale aici, ci pur și simplu am crezut că dacă studiem, ne pregătim, oamenii vor crește și vor putea să fie competenți și destoinici pentru uh, lucrurile pe care, care sunt necesare. Bun. În prima emisiune, și vă rog, ele se leagă, dragi prieteni, <laughs> să le urmăriți pe amândouă, uh, ați intrat uh, puțin mai în amănunt despre plantarea de biserici și misiunea locală. Dar, din câte se știe, inclusiv uh, subsemnatul, uh, suntem implicați cei care au mai rămas din generația de început. Cei șapte. A, din cei șapte. așa. Suntem foarte implicați acum și în misiunea externă și în alte proiecte misionare, cum este radio, cum este penitenciarul, centru Antiohia și așa mai de echiparea de lucrători și așa mai departe. Ce ați mai completa vis-a-vis -vis de plantarea locală, Vă spuneam de Corbu, avea 5 misiuni cu, împreună cu tarivari de la un moment dat. Ialomita, feteștiu, ajunsese la peste 10 uh, puncte de misiune uh, sau plantări de biserici în județul Ialomita și așa mai departe. Deci, uh, Ca am, să trecem am, aici, la am aici niște <laughs> da. o situație. Cred că situația asta este făcută undeva în anul 1998-2000 și uh, cel puțin administrativ, structura administrativă atunci era în felul următor, în județul Constanța. Aveam 186 de sate în județ. Două biserici în sate și 12 misiuni. Deci în 14 din 186 de sate eram prezenți, ca și baptiști. De. În comune, erau 52 de comune în județul Constanța. În care aveam o singură biserică în comună și 19 misiuni. În orașe, în Constanța, orașele erau considerate 11 orașe în județ. Aici am inclus și municipiile, așa. În cele 11 orașe aveam 8 biserici, 8 biserici și patru misiuni. O biserici în șapte orașe și patru misiuni în trei orașe. Deci, cu alte cuvinte, cred că, asta e părerea mea, raportat numărul de prezență baptistă, cricioșilor baptiști, a bisericilor și a misiunilor, misiunii stătea mai bine la oraș, uh, puțin mai slab la comune, iar la sate efortul nostru misionar nu a fost așa de mult. De ce? Și vă și spun de ce. Discuția în 1996, 96, 95, când am început acel centru de plantare care a fost găzduit de biserica de la numărul 2, dar au fost și alte biserici implicate, discuția a fost între mai mulți lucrători, a fost, hai să urmăm strategia Apostolului Pavel. Și Apostolul Pavel a țintit mai întâi orașele, Care zonele e. centrale, urbanele centrale. Pentru că de acolo poți să atingi mai mulți oameni să Cu le aduci cuvântul lui Dumnezeu. În ce privește Ialomita, sunt 55 de sate, aveam o singură biserică în sat și două misiuni. 16 comune, aveam o singură biserică și două misiuni în ce privește cele trei orașe n-aveam decât două misiuni în, în cele trei orașe în Ialomița. în, Ialomița. în Călăraș situația stătea și mai și aveam uh, sunt 15 comune sau erau aveam doar o singură misiune aveam e un singur oraș în județul Călăraș aveam o singură biserică care ținea într-un fel de comunitatea noastră și erau 50 de sate și n-aveam nicio biserică Baptista. Astfel, în județul Călăraș n-aveam decât două. O biserică cu un punct misionar. Am înțeles. Am, în finalul emisiunii trecute am constatat că aproximativ lucrurile s-au nu s-au dublat, s-au triplat. Da. Raportul făcut de Operation Christian International cred că se numesc ei, OCI, au făcut un raport și nu am aici, am aici doar hărțile. Ei, ei spuneau că în anul 2000 sau 2001 trata cea mai mare de creștere a bisericilor era în Dobrogea, județul Tulcea și Constanța cu precădere. Incluzând aici și biserica Pentecostală și biserica da. Da. Acum, din ce am eu aici din, de la OCI de atunci, cum au făcut ei studiile, dacă sunt reale sau nu, este că populația în anul 2000 avea 746.000 de locuitori în Constanța, și la această populație numărul bisericilor evanghelice erau de 81, total. 81 în județul Constanța, mă refer. Da, da, da. da. Baptiștii reprezentau 56% Atunci. din evanghelici aceștia, 30% bisericile pentecostale, bisericile creștine după evanghelice sau evanghelice 5%, bisericile evanghelice libere 5% și ceilalți al evanghelici 4%. Asta era situația undeva prin 2000, dacă mi arată mie corect statistica aici, 2000 sau 2001. În acest moment, din informațiile care le am, bisericile baptiste, cred că sunt mai multe, pentecostale, sunt mai multe decât bisericile baptiste. Da. O perioadă a fost aproape același număr de misiuni și cu, cu biserici în județul Constanța. Da. Deci a aportat la. Da nevoi sau cum ziceați dumneavoastră la realitate, va fi nevoie, va fi absolut necesar de lucrat cu Evanghelia până la revenirea Domnului, inclusiv în Dobrogea și în satele din satele localitățile din zona aceasta. Bun, pentru că timpul nostru, din păcate, totdeauna este limitat, trebuie să ne apropiem și, cum zice Biblia, martori în Judea Samaria în Ierusalim, Judea, Samaria și până la marge pământului. Cam asta a fost realitatea, și cam așa au evoluat lucrurile: vis-a-vis -vis de misiunile locale și de plantare de biserici de aici din zonă. Este loc de mult mai bine, slavă Domnului, și de mult mai mulți lucrători, cum spuneați. Hai să vedem cum au început celelalte misiuni care se adresează și țării întregi, se adresează și diasporei, și de ce nu merge spre marginea pământului, cu misiunea, cum eu spuneam, de misiunea. Antiohia, care merge și în vest și în est, misiunea în Kazakhstan și așa mai departe. Deci am ajuns departe, dar totuși, cum s-a ajuns? Cum a început? Acum, misiunea? eu aș preciza ceva. Noi ne-am mișcat spre misiune externă și avem și un context prielnic pentru asta. Nu vreau să se supere nimeni, nu vreau să fac comparații. În Ardeal, avem în general români și unguri în sau români și sași. Da. Aici, în Constanța, e multicultural, multietnic. Acest lucru a forțat cumva bisericile de aici, evanghelice, să fie mult mai deschise și să punem un mult mai mare accent pe mesaj decât pe metode și pe tot felul de tradiții. Și acest lucru ne-a facilitat nouă exportarea, aducerea mesajului și în alte culturi și în alte țări. N-am amintit de turci, de misiunea da. între turci. Și atunci eu personal cred că acest lucru a fost un element care este benefic pentru bisericile de aici. Faptul că sunt deschise pot să meargă și la în alte culturi și așa. Avem Turci, tătari, aici avem alte macedonieni, avem avem bulgari, avem chiar și Lipoven. ruși. da? Deci avem toate naționalitățile aici. Acum, aici poate noi trebuie să discutăm personal. Știu că ați început atunci cu în 2002-2003 cu Cornea Florin, Florin de la... misionar de la Corbu la în Ucraina. Era în Corbutarii Verde atunci împreună. Da. A mai fost o perioadă în care Biserica Sfânta Treime a uh... avut un omisionar. Da. undeva în anul 2001 sau 2002. Macedonia. Macedonia. A fost un efort, dar a fost o misiune de termen Emagogoi. scurt. Emagogoi. Emagogoi. A fost o misiune de termen scurt. Uh... Mi-aduc aminte că acele acele, să zic așa, provocări au început după ce am deschis, am rededicat nou locaj de închinare aici, în anul 2000, în Anul 2000, pastorul Cornel Boingeanu a fost aici și a venit și cu niște provocări din acestea pentru misiunea externă, deci să se ocupa așa. așa, și atunci. Știu că de acest lucru a fost prins și Aurel Silvestru vrea să meargă în, în Thailanda, a fost Emma Gogoi. Au fost ceva tineri care au. s-a prins flacăra asta, dar nu s-a concretizat, deci cât cu Emma Gogoi și ulterior cu, cu Florin Cornea, da. care și astăzi este da. în da. Ucraina, zona Cernăuți, misionar. Mi-aduc aminte atunci că într-adevăr provocat la o conferință de misiune la Cornel Boingeanu, la Iuliu Valauri și prin niște colegi care studiaseră cu mine la teologie din zona aceea, da. cum e Ionel Gireadă, de exemplu. Bun, dar asta este misiunea, să zic, în uh, Ucraina. După, ap ap apoi, uh, când a apărut misiunea, de exemplu, în penitenciare? Când a apărut Antiohia? Când a apărut misiunea în uh, Chișinău? Bun, acum, înainte de înființarea comunității, uh, misiunea uh, în penitenciare a apărut înainte de înființarea comunității probabil anul 95 nu știu exact, trebuie să verific dar ei au început ceva, oficial cred că s-a înființat fundația, dar ei au început undeva 93-94 să predice Evanghelia în închisor și acea, acea lucrare de cu penitenciarele le s-a extins la nivelul întregii țări Țării. și, și a... chiar în da. Basarabia ceea ce cred că ar trebui noi să apreciem ca și credincioși evanghelii și credincioși baptiști aici în zonă este că cu toate că suntem puțini, dacă ne uităm doar în perimetrul nostru, într-adevăr suntem puțini. Și, dar dacă ne uităm prin prisma acestor misiuni care au baza aici, în orașul nostru, și au fost formate aici, la nivelul țării, în stânca veacurilor, cred că sunt peste 100 de voluntari implicați. În peste 30 de penitenciare din țară, plus o filială în Chișinău, în Basarabia, și coordonată încă de atunci de prezbiterul, acum Mircea Cristian. Da. Așa. Bun. Deci, până la urmă, așa începe misiunea, altfel, a, a, în penitenciare, înainte de înființarea comunității. Fost misiunea în penitenciare, după aceea a fost Fundația Osana, care a dezvoltat o lucrare... Uh, într-o zonă iarăși nouă, iarăși nouă au fost probleme uh, copii cu disabilități uh, dizabil, uh, cu SIDA, cu SIDA, cu SIDA, da. SIDA a fost, uh, au avut niște case au fost ceva programe sociale realizate da, 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 care da, da. Au, au deschis și au împins bisericile să gândească puțin altcumva viziunea a fost implicarea socială implicarea socială și alte programe dincolo de uh, strict programul uh, unei biserici de duminică. Și trebuie să-l amintim aici pe cel care a fost la început și a coordonat, Ulariu Adrian, prezbiter la Sfânta Trăime. Da, prezbiter la Sfânta Trăime. După care, s-a născut undeva în 98, cred că, o altă organizație care se ocupă cu persoane cu dizabilități. Aici, da. A, a fost o discuție, nu mai-mi aduc aminte cum au curs lucrurile, în care pastorul Iosif Soma, a sunat din America că ar vrea să facă un grup de americani, să facă o fundație și că combinația în care ei au intrat cu primăria, nu cred că e forma cea mai bună și ne-a sfătuit și într-un context, nu mai mi-aduc aminte, care a luat ființa, Silviu, Silviu Ghereben da. și soția lui s-au implicat și au dus această lucrare mai se departe. se mai numește organizația? RHM așa. Da. Bun, e foarte bine că ați amintit uh, și asta. Când... Și după ce am înființat Centrul Antiochia. Și apare? Centrul Antiochia s-a înființat, ideea a început undeva prin 2002, dar oficial înființat ca și persoană juridică a fost în 2003. Uh, dorința noastră a fost să uh, pregătim lucrătorii aici într-o formă uh, organizată și uh, după care uh, Visul meu atunci când am început Antiochia a fost să ajutăm păstorii. Mi-am dat seama la scurt timp după ce am început comunitatea, mai precis în anul 2000, că de fapt oricât am încercat să minimalizăm rolul conducătorului, celui care conduce, unul sau mai mulți, eu cred că trebuie să fie mai mulți, dar dacă el are un rol foarte important. Dacă el știe ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, și un om al lui Dumnezeu, lucrurile se întâmplă. Și atunci mi-am spus, noi avem nevoie nu doar de mai mulți lucrători, ci lucrători duhovnicești Și asta a fost nevoia la care am încercat să răspund prin centru antiochia. Astfel am pus un program și am spus trebuie să ne pregătim mai bine. Trebuie să asistăm uh, lucrătorii, păstorii. Păstorii nu vor vorbi cu oricine și orice. Trebuie să avem ceva programe speciale. Și atunci am avut ca și viziune slujind liderilor slujitori. Asta a fost viziunea la Antiochia nu uh, la început. După care... M-am întâlnit cu un profesor în studiile mele doctorale în Statele Unite, adică eram la doctorat în România, dar făceam cercetare în America, la Dallas Theological Seminary. M-am întâlnit cu profesorul Bill Lawrence. Odată ce m-am întâlnit uh, cu profesorul Bill Lawrence, i-am spus, uite, asta e și pe inima mea. Pe inima lui era la fel. Vrea să lucreze cu păstori. Și atunci l-am invitat să vină în România. Și uh, el nu, nu prea acceptat. Am fost, cred că, invitația lansată undeva în 2004 2005. Uh, 4, 2005 uh, și am spus să vină în România. De abia în 2006... A venit în România. Și foarte interesant este că primul curs pe care l-a ținut, dacă mi-aduc aminte, 2005 sau 2006, nu, 2005 a venit în România, scuze, în 2006, la deschiderea stației radio din care noi astăzi vorbim, el a fost vorbitorul principal al acelui, acelui program. A fost pastorul Ghiță i eu am condus, a predicat pastorul Ghiță i eu am condus serviciu special de dedicare pentru această stație și am, de fapt, am rostit atunci Bună ziua Constanța, din acest studio vocea mea s-a auzit pentru prima dată la radio. Și invitat faceva... special Bill Lawrence. Da, și invitat special Bill Lawrence a fost atunci și cu el am început să ne preocupăm să adunăm pastori. Am mers pe două zone din țară, Brașov, care era mai central, și Vatra Dornei, zona Moldovei, Bucovina și Moldova. Și acolo am adunat pastori. La Brașov adunam în jur de 50, acolo undeva 25-30 de pastori. Și el făcea pregătirea cu ei. Și asta a fost în perioada 2005-2008, când după aceea am schimbat strategia de echiparea lucrătorilor la nivelul țării, dar am lucrat cu lucrători din țară, cu pastori și cu, cu misionari. Și pastorul Bilorenț a rămas invitatul special până în 2008 și după 2008. Da, noi am continuat lucrarea, doar am schimbat strategia, strategia. asta am spus. Am înțeles. Bun, deci asta s-a asta întâmplat, întâmplat cu Centrul Antiochia care continuă și astăzi, poate mai discutăm puțin după, să mai amintim alte misiuni care au apărut. Mi-aduc aminte, în 2005, cred că am început parteneriatele cu Chișinău cred că în 2005 era, când am început Corbu și apoi ajunseserăm la vreo șapte, opt parteneriate, inclusiv o biserică din Haru, din București, vă aduceți da, aminte? Da. Făceam conferințe, aduceam păstorii împreună și păstorii împreună cu bisericile intrau biserică la biserică în parteneriat. Da, dar cred că aia a fost ceva poate mai repede cu un an, poate undeva 2004 Do, 4, că deja uh, noi începusem în 2004-2005 atunci s-a început și cu Republica Moldova și uh, ce mi-a părut foarte interesant atunci cu parteneriatele acelea, că cum ni s-a făcut nouă, am făcut și noi la alții. Foarte da, interesant. Da, da, da. Noi asta am a avut parteneri, principal. Uh, unii din Statele Unite, care ajutau biserici în mod individual. O biserică de acolo, aici. Așa este. La fel s-a făcut și la noi. O biserică din Constanța, implicată într-o anumită zonă de acolo. Așa am avut uh, inspirația și cred că ăsta a fost unul din scopurile principale, mi-aduc aminte, să uh, conceptele transferabile fiind transferabile, să le ducem da. și la Chișinău. Și chiar proiecte importante de aici, care le aveam noi, au fost, cum este uh, misiunea în penitenciare, au, au fost transferate. Antiohia! Da, de fapt, și toate, la toate aceste lucruri s-a început exact ați început aici? biserică da. la biserică, da. după care uh, s-a adăugat și uh, Uh, lucrarea în închisor s-a dus acolo, da? iar cu Centrul Antioche am făcut vreo 2-3 conferințe ca și în România acolo, iar în momentul ăsta avem un centru de pregătire care am parcurs cu ei 3 ani de zile suntem pe final, în decembrie vom finaliza cursurile. Am parcurs cu 22-23 de lucrători de acolo, pastori, și în același timp parteneriatul cu Universitatea Divizia Grația, care a fost înainte Colegiul Pedagogic și Teologic din Chișinău. Eu sunt implicat și predau acolo și Bill Lawrence. Doamne ajută, slavă Domnului Dragi prieteni, vă rog să rămâneți împreună cu noi. Ascultăm o melodie așa pentru suflet Uh, și în dou aproximativ două minute n-am terminat uh, de spus și de mărturisit ce Dumnezeu a putut să facă într-o comunitate mică, cum e Comunitatea Baptistă de Constanța, dar cu o viziune îndrăzneață și mare. Fiți binecuvântați, ne revedem imediat! seara, am revenit împreună cu dumneavoastră. Suntem în a doua parte a emisiunii, acelei de a doua emisiuni filmate cu domnul pastor și înregistrate cu domnul pastor Daniel Fodorean. Vă spun din nou, bine ați revenit! Bine găsit. Și ajunsem să ne aducem aminte sau să reiterăm anumite misiuni, proiecte misionare, deschise, începute în cei 20 de ani de existență ai comunității, care au proiecte care au dat rezultate și care, une dintre ele, cum spuneați, au fost și transferate la partenerii noștri, după modelul partenerilor din vest, am transferat noi la partenerii din est, adică la Basarabia, în Ucraina, că asta aici rămăseseră, discutam despre centru Antiochia care echipează lucrători împreună cu domnul profesor Bill Lawrence din Statele Unite și care a fost transferat și în Basarabia, în Moldova, dar și în Ucraina, din câte înțeleg sau din câte știu, și la vest am înțeles că ați avut întâlniri de echipare. Hai să vedem cum, cum stăm aici. Deci la est am a, mers cu centru Antiochia în Moldova am făcut la fel conferințe, după care în România am invitat uh, doi sau trei dintre pastorii din Moldova să parcurgă programul pe care noi l-am înființat, un program focalizat pe perfecționare în conducere bisericească, care are trei ani, compus din șase module, uh, și ne întâlneam de două ori pe an, în acești trei ani, de două, în fiecare an, de două ori, Primăvara și toamna. După ce a finalizat acest program la Nini, noi, pastorul Igor, ne-a invitat să facem ceva acolo. Ne-am dus, el a invitat vreo 20-20 ceva de pastori, am discutat și cu Uniunea Baptistă din Moldova și a încurajat pastorii să vină și am început acest program, care îl finalizăm acum în decembrie anul acesta. Foarte frumos. După care, până a face programul din Moldova, în anul 2011, cred că am făcut demersurile spre Ucraina. Dar în Ucraina a fost ceva diferit. Mai greu să mișcă. Lucru. Am mers direct de la nivelul cel mai înalt, am mers într-o discuție cu Departamentul de Pastorală al Uniunii Baptiste Ucrainene. Așa. Și am avut discuție cu ei, ei li s-a părut programul interesant și am început cu prima generație. Cred că 2012 a fost prima generație, da, 2012 am finalizat 2015 și uh, am avut 32 de pastori ucrainieni la Kiev. Uh, cursurile s-au ținut o perioadă, primele cursuri, primele întâlniri le-am avut la uh, seminarul teologic din Kiev după care ne-am mutat într-o localitate lângă Kiev, Irpin, unde este și sediul Uniunii Baptiste acum, și acolo este un, un, centru mare, frumos, și acolo am făcut cursurile. În paralel cu lucrarea printre ucrainieni, am făcut cursuri cu românii din zona Cernăuțului. Da, da. Și de obicei eu zburam la Kiev. făceam cursurile acolo și cu trenul veneam 12 ore. Până uh, la Cernăuți. Până la Cernăuți. La Cernăuți aveam uh, cursurile la la Cernăuți. Cu pastorii din diaspora românească. Da, pastorii din diaspora românească au fost în jur de 20, Cam tot timpul am avut 18-20 la cursuri, cam 20 au finalizat programul programul acesta. Uh, în paralel cu, sau după ce am finalizat cu pastorii ucrainieni în 2015, Uniunea Baptistă a cerut ca toți pastorii care conduc o regiune a bisericilor, o comunitate, cum îi spunem noi, Așa. și fac parte din Consiliul Uniunii Bisericilor Baptiste Ucrainiene, să treacă prin programul acesta. Și în momentul de față, profesorul Bill Lawrence, în special el se ocupă de acest grup merge și ține cursuri cu cei care conduc comunitățile, sunt în Consiliul Uniunii Bisericilor Baptiste din Ucraina. Din Ucraina. Da. Deci lucrurile s-au dezvoltat și acolo. Da. Am avut niște cerințe acum și la bisericile, niște comunitatea de cernăuți ucrainiană, să dezvoltăm programul. Bun, imediat o să mergem să vedem spre vest. Știu că aveți multe drumuri și spre vest, pentru că mai puțin am subliniat Proiecte transferabile au fost acestea cu echiparea de lucrători de aici din comunitatea Baptiste de Constanța, care au mers iată spre Basarabia și spre Ucraina. Misiunea în penitenciare, de asemenea. Și plantarea de biserici. Cel puțin noi cu trușeni, corbu trușeni, am lucrat cel puțin în plantarea a două puncte de misiune acolo, teleșeu și Ciorăști. Cred. Și cred că fiecare parteneriat în parte s-a preocupat și de aspectul ăsta. Și dumneavoastră sunteți preocupați, nu numai de echiparea de lucrători. Și la și la vest și de plantarea de biserici. Ce ne puteți spune, spune în sensul acesta mai ales spre vest, în, da, în, în cum de români? Est, eu personal uh, am încercat să ajutăm și să încurajăm bisericile existente să facă ele acest lucru. Eu nu pot să spun că am făcut foarte mult în direcția aceasta. Acum, înspre vest, uh, capitolul meu Europa de Vest a început în anul 2012. Uh, Bun, a mai fost o tentativă undeva prin anul 2006-2007, când am fost în Bulgaria cu uh, un, un grup de parteneri din Statele Unite care aveau ei ceva proiecte acolo și ne-au invitat și pe noi, și uh, în special atunci m-au invitat ca să discutăm despre a crea un proiect de pregătire a micilor întreprinzători ca să Uh, se lanseze proiecte de afaceri mici în această zonă a României, care să întrețină familii și să susțină diferite lucrători. proiecte misionare, lucrători, lucrători, lucrători așa. Da. Acela a fost perioada, acel proiect l-am listat în Bulgaria. Ah, da, da, da. Uh, și după care a fost adus spre România. Implementat în România? Da, în România. Da. Acolo, de fapt, am fost numai să să ne întâlnim. A fost locul de întâlnire, ei aveau ceva proiecte acolo și atunci mi s-a propus de atunci încă să sprijinim lucrările din Bulgaria, bisericile din Bulgaria. Am avut o întâlnire cu președintele Uniunii Baptiste, atunci în Bulgaria, și mi-a zis, în partea spre România, graniță cu România, sunt foarte puține biserici, avem nevoie de ajutorul nostru și a fost o solicitare. Și ulterior, când am mai fost într-o vizită în Bulgaria, în Varna, la Biserica Baptistă numărul 2, cu un prieten în Statele Unite care a ținut un curs de evangelizare, și pastorul de acolo a zis uite, pleacă un pastor de la Dobrici, avem nevoie de cineva. Și atunci am încercat cu uh, genele pastorului Emanuel Mihaiu care era pastor la Hârșov atunci, să vedem dacă el ar putea să meargă să sprijinească acest lucru. El era știa și limba bulgară și acest lucru ne-ar fi ajutat, dar acest proiect nu s-a concretizat. Ulterior, în anul 2012, am fost invitat de o biserică din Firenze, Florența, Italia să-i ajut pentru că un grup de credincioși vor să planteze o biserică, o biserică acolo, da, în, acolo Italia. în localitatea Scandici, care este lângă Firenze, 40.000 de locuitori și că ei ar avea posibilitatea să planteze. Am mers acolo și am discutat cu acest grup și de data aceasta am făcut lucrurile puțin mai mai uh, interesant și diferit de cum făceam în trecut, am spus că voi cere acordul bisericii unde sunt pastori în Constanța și dacă ei vor să-i adopte ca și misiune. Am invitat exact. pe cel care se ocupa de acel grup aici, la Comitetul Bisericii, să discutăm proiectul. Da. Am trimis echipe acolo Corect. de români care, pe banii lor, și-au plătit biletele exact. de avion, s-au dus acolo. Exact. Cei de acolo ne asigurau doar cazarea și masa. Da. Și ne-am dus acolo să sprijinim înființarea bisericii. Biserica A, din Scandici astăzi se numește Biserica Emanuel Firenze, pentru că s-a mutat din Scandici în, în spre Firenze și uh, lucrurile nu pot să spun că au explodat acolo. Am plecat la drum cu 8 persoane. 8 da, sau 9 persoane. Da, da, plus câțiva copii. Astăzi sunt, cred că, 17-18 membri și avem o echipă de închinare, avem uh, o lucrare printre tineri acolo da. Uh, am fost acum anul acesta într-o uh, proiect special al acestei biserici Cu câțiva parteneri din Statele Unite Am avut un campionat sportiv pentru români și italieni Au fost 70 de tineri care am avut Chiar în acesta, anul acesta Anul acesta, chiar anul acesta. în luna iunie Bun, deci iată se pot planta E adevărat mai dificil spiritual să lucrează în vest Pentru că materialismul este la culme dar s-a ajuns cu misiunea și cu plantarea de biserici și în Italia, cu echiparea de lucrători și în Spania. A fost. Da, uh... Am fost săptămâna trecută în Spania și cu echiparea de lucrători, dar și acolo nu. proiectul care îl fac spre Europa de Vest, ca să fie mai clar, că poate Așa nu am... nu înțeleg, se numește Antioch West Project. Proiectul acesta este un proiect inițiat de REM. Și organizația România în America Mission, sau Misiunea română americană a avut proiectul acesta, pentru că eu tot lucram în Europa și în afara țării, m-a rugat să coordonez proiectul acesta. Iar proiectul acesta, pe lângă proiectul pe care îl facem cu Leader Formation International, proiectul acesta vizează patru țări: Italia, Spania, Austria și Anglia. Am înțeles. În Spania lucrăm cu biserica din Torrent. O biserică începută în anul 2007 români și spanioli. Așa? Români și spanioli. Și astăzi au 3 au, au sau 4 misiuni. Biserica a început cu vreo maxim 30 de oameni. Astăzi au 200 de membri. Slavă Domnului! Trebuie să trecem neapărat că mai sunt câteva proiecte de amintit, mai avem aproximativ 5 minute. Să ne spuneți ceva despre proiectul cu marinarii, dacă asta e cronologia, și uh, misiunea între musulmani, care are centrul proiectul la. Proiectul cu marinarii a început în anul 1998 pe două filiere. Pe de-o parte, bisericile uh, baptiste au fost. Trase, așa să spun, agățate cu proiectul acesta, în ce sens? A fost un vas uh, român care a fost sequestrat în Freeport, în Texas. Uh, baptiștii de acolo, biserica de acolo, Baptista, aveau un centru pentru maiinari și a început să investească în oamenii acești, să-i ajute. Nu mai aveau salarii, nu mai aveau ce mânca. Și a zis, hai să trimitem și la familiile lor din România. M-au contactat pe mine și au zis, duc câte o sută de dolari la familiile lor. Uh, și am da, plecat și le-am făcut vizite. Da, așa. Pe partea cealaltă a fost o misiune din Anglia, a Bisericii pentecostale de acolo, care a încercat să deschidă un centru pentru Marina la Galați, nu a prea reușit, după care și a propus să deschidă la Constanța. a reușit la Cele două lucruri s-au intersectat și Florin este capelan, el a și astăzi președintele fundației Life la Gigea. La Gigea și continuă această lucrare cu marinarii. Slavă Domnului! Cu, mus cu, cu Aspectul cu vorbitorii de limbă turcă a început în Megidia, au fost mai multe demersuri acolo. Mai de mult. Mai, mai, de, mult. mai de mult. Astăzi există o biserică între în Megidia vorbitori de limbă turcă, foști musulmani și biserica aceasta m-a tras și spre Bulgaria, unde există un număr de biserici care. Uh, sunt uh, de etnie turcă acolo, și am fost la ei. Sunt biserici mult mai mici, comunități mici. încercăm să ajutăm. În septembrie o să fiu la plantarea primei biserici în Silistra, care e aproape de călăraș. Am încurajat să se planteze între, biserica, turci, între turci, acolo, între da. turci, și prin biserica din Megidia pastorul Salis Sabri a încercat să ajute și el financiar prin relațiile care le are să ajutăm biserica din Silistra să fie plantată oraș și nu are nicio biserică uh, uh. uh, evanghelică sau baptist. Bapti are baptist, are pentecostală, între turci. Între nu. nu are. Dar centrul lucrării cu vorbitorii de limbă turcă și cu țiganii sau romii este la Megidia și se ocupă Salisa Abri, da? da? Pastorul. Da, și de la Biserica de, română. Curând, de curând Denis Mehmet, care a fost studentul meu la institut, s-a întors și este misionar susținut prin comunitatea baptistă și el va merge și spre Germania, că avem o comunitate mare în Germania de turci plecați din România dar și din Europa și o să lucrăm și acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că am amintit pe cele mai importante. Vă rog să vă luați la revedere într-un minut de la prieteni noștri, de la ascultători. La revedere. La revedere. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și să nu uitați să vă rugați pentru toate aceste misiuni, proiecte. Nu le-am spus să lăudăm pe cineva, ci să lăuda să fie Domnul Amin. și pentru a câștiga susținători în rugăciune. Da. Doamne ajută! Dragi prieteni, încheiem cu o poezie paradoxală din punct de vedere al misiunii și moralizatoare în același timp. Aș vrea să vă citesc din reverberații creștine, paradoxuri creștine. O misiune, câmp al demnității, concept ceresc transferat pe pământ, cum am ajuns să te vestim cu toții și așa puțin să te aleagă mergând? O mărturie slujbă prea cinstintă, stă statut ales în aripa de dor. Cum de ai ajuns de noi toți mult iubită și așa puțin doar pentru tine, mor. O turăpire câte ești de măreață, moment etern răvnit de pocăiți. Cum am ajuns să te vestim pe față și așa puțin să fim de pregătiți. Amin. La revedere, vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Fiți binecuvântați pe data viitoare.